Mă pregătesc de un spectacol total, pentru că ni s-au alăturat în platou Oana Ioniță, Darius Mabda, câștigătorul României Au Talent 2022, și Alexandra Ionel. Bine ați venit! Ce bine v-am găsit! În sfârșit suntem în formație de întreagă, știi, totală. Suntem toți aici. Mă bucur că ne-ați invitat și că suntem în platou vostru. De ce spuneai că în sfârșit sunteți... Pentru că Darius locuiește în Oradea și noi colaborăm destul de rar cu el când vine în București la Dance Motion sau la festivale sau la workshop-urile pe care le organizăm. A venit pentru România Au Talent și a avut un rezultat fantastic, deși au fost foarte mulți concurenți la un nivel foarte, foarte înalt, și el se bucură că a ajuns atât de sus și și-ar dori să se mute la București, și asta a fost primul pas pentru a veni mai aproape de noi și de a lucra face-to-face, pentru că noi am avut o perioadă când am lucrat online și știi cum e online, cu mobila, cu vecinii, cu pisica, cu cățelul, are și niște pisici foarte drăguțe pe care le știu și mi le arată când lucram online. Dar acum, fiind la București, pot să beneficiez de tot talentul lui, pentru că are foarte mult talent, și să lucrăm multe coreografii frumoase. Darius, cum e viața ta după România Au Talent? Viața mea este una mai... Sunt mai căutat, primesc multe mesaje, dar practic eu am rămas același Darius, la fel de timid și... și modest. E un copil modest și foarte cuminte și foarte ordonat. Mă bucur că toate reacțiile astea nu l-au schimbat foarte mult. Într-adevăr, au crescut numărul de urmăritori și follow-uri pe Instagram și Facebook. Sunt foarte multe fete care le caută, pentru că e un băiat foarte frumos. Dar el se antrenează, se pregătește, își dorește să fie și mai bun și să ajungă cât mai departe. Care e visul tău, Darius? Acum, dacă tot ai câștigat România Au Talent. Visul meu este să ajung pe cele mai mari scene și să fiu un balerin. Frumușico, Alexandra, visul tău care? Visul meu este să devin balerină la opera din Paris. Wow, dar voi participați oricum și la competiții internaționale. Da, Alexandra tocmai s-a întors din Croația, unde a fost în luna mai și a câștigat Best Female la concursul Dance Star, un concurs, o finală mondială, unde a luat și locul întâi la Acrodance și la Jazz, iar în Gala Show, unde au participat cele mai bune și cei mai buni dansatori din întreaga lume, au fost premiate niște formații, a câștigat locul 2 și un premiu în bani. Și evident că premiul în bani ne strică, pentru că folosim pentru următoarele momente de pregătire și tot ce avem noi de făcut ca să devenim și mai buni, dar a avut niște rezultate excepționale, să iei locul 2 în această gală pe care eu acum 5 ani, când am fost în Croația, o divinizam și spuneam, dacă aș avea un copil, și că mi-am proiectat chestia asta, dacă aș avea un copil care aș, sau în formație sau un grup care ar ajunge pe acea scenă să danseze, și la un moment dat, uite, s-a întâmplat. Dar ei se pregătesc mult pentru astfel de competiții? Ei se pregătesc tot timpul, ei nu au pauză, nu au vacanță. Chiar acum suntem implicați într-un proiect care se numește Dance Motion și timp de 2 săptămâni, de dimineață până seara, am învoit de la sală să vină la Vorbește Lumea. Timp de 2 săptămâni intensive se pregătesc pentru un spectacol care se numește Element și va avea loc la Teatru de Operetă Ion Dacian și Musical din București. Le mulțumim pentru parteneriat. Sâmbătă 2 septembrie de la orele 11, dacă vor să-l vină să-l vadă pe Darius, îi așteptăm la spectacol. Îi pregătim intensiv și tot ceea ce facem, încercăm să devenim din ce în ce mai buni și, într-adevăr, avem și niște mentori de calitate, niște persoane care vin, coregrafi din străinătate și din România, care vin din Germania, din Austria, Italia, chiar și de la Odessa și de la Kiev. Avem profesori care au făcut școala rusă și sunt foarte, foarte buni. Mentori de la Opera Română, care îi pregătesc, și e important să învețe de la cei mai buni.